pentru mine și de asta îmi pare oarecum rău de ea, că ea nici măcar nu vede realitatea și se minte singură în continuare și sunt convinsă că în mintea ei crede că nu știu din ce motive nu a fost de fapt Robi cu ea și că Robi a plăcut-o, dar că nu l-a atras atât de mult fizic, nu e vorba de așa ceva. Nu i-a plăcut din niciun punct de vedere Giulia, ci doar să glumească aici în casă, că ea a fost fata care i-a permis. Vă garantez. I-a zis asta mereu. Și vă garantez că Robi să fie împreună cu Giulia și dar să vină o fată tot genul Giuliei, la fel ar face. Da. Deci nu e vorba că l-ar schimba și că Giulia e femeia potrivită pentru Robi, nu. Oricând lui s-ar rivi ocazia de o fată care să-i permită niște glume, el ar face-o. Ce părere ai, Fran, de noi așa? Nu potrivim și noi sau nu? Zic că ți-am mai zis și în afară că am părere foarte zice bună. Trebuie să zic aici. Ce ai spus ea? I-am spus că îmi place așa de voi doi și că transmiteți multe și mi s-a părut de aici, de când v-a chemat doamna Andreea să vă priviți în ochi, că transmiteți multe. Mi-a plăcut foarte mult. Eram acolo lângă Giulia, că uită-te, Giulia, ce fain! Da, și vă și potriviți. Da. Și fizic și așa... Sunt așa minus cu plus, vă atrageți. Minus cu plus? Cine da. E plusul, cine e minus? Eu-s plus. Nu pot să zic. Nu, în sensul în care, uite, tu cu Virginia erați foarte asemănător și poate de aia nu a ieșit nimic. Eu dar voi doi de diferiți, vă completați și așa se spune că minus cu plus, extremele se atrag. Dar nu mai aveam credere atâta în oameni, că tu o cunoști pe Teodora de extrem de puțin mie timp și eu n-am văzut așa ceva. Mie mi s-a părut puțin de tot conexiune, hai, nu știu cum ai de pe scări? De pe scări. Nu, acolo... De pe scări când se uita unul la altul? Da. Da, și mie. Adevărat? Scuze da. Dacă eu am văzut prea era mult, dar spatele eu... Bă, vezi că a fost Antonia ieri în... Bă, mă lași să zic? A fost Antonia ieri în față și se uita Teodora... Nu mai zic. Asta se uita sau nu se uita? Da. Se uita. Se uita? Asta am simțit și eu. Material în gală. Păi și atunci ce material în gală? Se uita și la un moment dat, gen, văzând-o așa insistentă cu privirea, pe mine m-a venit râsul și a râs și ea. Ce vorbim? Nu știu, poate ești doar drag. Da, ești mă, da, mă, da, mă, dar ești doar drag atât. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Nu bag mâna în foc, dar... Dar eu nu înțeleg ce e cu tine de iată ta apărarea Teodorei. De unde până unde? Înțeleg foarte bine. Înțeleg foarte bine și am vorbit multe. Bă, mă, n-aș cu înțelesul bine că din primele două zile, frate, era grămadă pe tine. Mamă, bă, Teodora, să face să ălea. Păi nu. Păi nu ce? Pentru că acolo nu era neapărat pro Teodora, cât era... Contra Alexandra. Vorba lui Nicăiu, cu Pidon, cu... Cine? Cu Pidon? Cu Bidon, nu cu Bidon, nu, Bidon, nu, Bidon, nu. Cine era contra mea? S-a dat vreodată cineva la tine. Da, m-a bătut odată primarul de la Slobozia. Un bărbat. Și mi s-a părut că Teodora are ceva în plus care ar putea să-i placă lui Patrick, adică atitudine. Că Patrick mereu a vorbit de atitudine. Ulterior s-a dovedit ce am zis eu. Da. Da. Ce părere ai că Antoni ți-a luat un trandafir? Nu știu. Nu știu ce să cred, mi se pare puțin suspect așa, adică, nu știu, a făcut niște chestii. Uite, vreau să zic o mică teorie, cu riscul de a se supăra Antoni. Acum, când ai rămas tu în față cu Bogdan, oarecum majoritatea eram convinși că o să plece Bogdan. Ok. Dintre tine și Bogdan, pentru că, așa, na... Tu ai demonstrat aici, ai avut relație, ai... mă rog. Și atunci eu de-aia ai văzut, eu zâmbeam la tine, adică știam, măi, tu vii la loc. Ok, nu poți fi sigur 100% și poate că ai iubit, că te apucă acolo niște emoții, dar totuși plânsul ăla și mai ales după ce zisese, ce zisese, mi s-a părut puțin așa, că se bate cap în cap. Da. Și faptul că când Teodora m-a atacat, el a râs? Aia a fost cel mai urât, da. M-a atacat Teodora, a zis, nu știu mai exact cu el, nu, și-a dat în mine oricum, dar evident, pentru că era, mă certam eu cu el, gen, și-a dat, nu știu, Teodora nu știu, replică, și el a început să râdă, gen, adică, băi, eu râd, adică, și eu puteam să râd la replicile pe care le-a primit răutăcioase, dar și eu, mai, din contra, am sărit ca o leoaică pentru el de fiecare dată. Și am ajuns eu să mă cer cu oameni, nu regret, dar, nu știu, și după plângi, nu știu ce să cred, sincer. Nu știu ce să cred.
Da, nici eu. Nu îl consider nici fals, cu, e un cuvânt prea mare. Mai e... Ori e bulversat și este între ce simte, ce crede, poate o fi și influențat, nu știu, că văd că tot îmi repetă că și eu am zis chestiuri. Ok, eu am zis, tu zici în continuare, nu se ajunge niciunde. Cineva trebuie să închidă. Și pe bune, eu atunci când am adus acuzațiile alea, am adus spontan, nu am venit cu ele, gen știam că-i fac rău, dar el știa clar că dacă readuce aminte de subiectul respectiv, o să-i creeze vâlvă. Și totuși ați văzut, da, deci stătea pe scaun liniștit și când s-a apucat să zică de subiectul ăla, s-a pus așa, răzmat, s-a pregătit de discurs, adică atitudinea asta este atitudinea unui om care știe clar ce urmează să zică și impactul pe care o să-l aibă ce zice. De asta și zic. Și nici nu pot să zic că eu am rămas pentru el. Nu, am rămas că așa pentru să fie, tine. Să rămân. Da, pentru mine. Poate cine știe ce mai fi pe viitor aici. Dar nu. Adică e frumos gestul. Sper să vină la pachet cu un respect pe care consider că îl merit. Meritam din prima zi de despărțire. Eu cred, și asta sunt 100% sigur, sunt 100% sigur că Teodora din casă se înțelege cel mai bine cu mine. Păi, e normal. Este normal, dar ce conexiune aveți voi. Cum de înțelegere asta, dar totul nu ne vorbim. Pentru că ați avut ceea ce a avut afară, iar ea probabil nu a vrut să... Da, și să zis aici în casă. Da. Ceau, Gagea. Că nu a vrut să lasă de interpretat. Hai cu plecat, Alexandra, mai bine. Doamne, ajută. Teodora e ca Alexandra, simte o conexiune, dar nu o bagă în seama. Hai, dar frumos, dar așa se face din respect. Hai. Doamne. Pa, Gagea. Pa. Aud că te... Să-ți spui la Vasile să-i dea la tata banii pe porc. Cine? Dacă mai încep cu astea, nu mai vin. Cine-i Vasile? Ne-am cine-i Vasile? Un vecin. Unul care i-a dat la tata țeapă, i-a dat un porc și a zis că-i dă banii după o lună. Și-au trecut 3 ani. Și-a pus ea vorba pentru el, nu? Și-a trecut 3 ani. La el o lună durează 3 ani. Băieții. Da, băieții. Acasă. Deci aștept. Aștept să merg la un curs de bachata, bine? Să mergem sau să merg? Să mergi. Să merg? Dar lasă-le acolo. Le iau eu. Am dat că am pus mâna pe ele. Robert, ce are Sebastian? Nu are chef de nimic astăzi. De ce? Vreau și eu. Pa, pa. Hai, pa. Să fii cu minte. Pot să merg și eu acum puțin la Sebastian. Hai. Să merg. Ah, îmi fost foarte dor. Unde e, bă? Dincolo. Ce făcea Sebi meu? Bine, bărbuia cu noi un pic, după aia au plecat, nu mă știu. Ce are? Mic, stătea parcă un pic sporat. Vai! Cred că da. E Sebi. Ta-ra-ra-ra! Hei! Uite, vezi ce are. Ce-am zis? Pot să merg la el. Pot să merg. Mulțumesc, merg prin grădină. Bă, frate, la valiera. Bună, da, nu știu ce să fac. Păi du-te la Sebastian, zi să ți-o facă. Măi, ce se întâmplă? Bate inima, am emoții. Voi, nu? Vai. Rebecca e interesată. Opa. Pare încântată. Opa. Sunet. Pare încântată. Opa. Sunet. Opa. Îi sclipesc ochii. Eu spun că a venit un concurent puternic. Opa. Așa de noi, de situația de nu înțelegea zis neapărat tensiunea asta din casa fetelor. Da. Sunt niște situații și situații, ea s-a supărat foarte tare. De ce? Păi,
Nu, am venit sincer aici. Uite, acum dacă o să mă odier, să zic că e bârf. Am venit aici, era Virginia cu Rebecca și cu Roberta și vorbeau despre situația cu tine, cu Robi, cu tot ce s-a întâmplat în gală și așa mai departe și am vrut să zic și eu ceva, că m-am dat să zic de faptul că s-a zis de Rebecca că ea cu Anthony n-au avut nimic. Nu a transmis. Da, dar ea n-a zis așa, a zis că n-au avut nimic, că eu cu Anthony n-am fi avut nimic unul pentru celălalt. Și am zis că cine a zis asta? Și a zis că Teodora. Și am zis că da, mi-amintesc. Și am vrut să completez și să zic că după, ea a spus că după părerea ei, ei nu au transmis la fel ca și tine și Robin, nu că n-au transmis deloc. Da. Sau că nu au avut nimic, că nimeni nu contestă chestia asta. Și am vrut să zic și nu prea am fost lăsată. Și Marica și-am plecat. M-am pus amasă singură. Hai, Francesca, că te-am lăsat să vorbești. Când m-ai lăsat să vorbești, păi Virginia, nu, când eram aici? Tu ai vrut, eu eram deja în subiect acolo, era vorba despre mine, știam amândouă okay, atât eu. Ok, nu e nicio problemă, m-am ridicat, m-am dus la masă. Păi, dar asta e un gest copilăresc, că dacă voiai rămâneai acolo asta este, da. Stai până la cap, așa este, sunt un copil. Un ofu, pentru că eu doar ce-i zisesc. E bine că ești tu matură și pentru noi. Stai să termin.